Guvernul plănuiește tăierea ajutorului acordat românilor care găzduiesc refugiați ucraineni. Programul deja existent a devenit o sursă bună de venit pentru mulți proprietari de locuințe aflați în căutare de chiriași, însă în același timp a dus și la creșterea chiriilor. Astfel că acum guvernul caută soluții pentru combaterea acestui fenomen. Guvernul României vrea să modifice legea care reglementează programul de ajutor pentru ucraineni și să acorde doar 2000 de lei pe lună pentru o familie, iar după 4 luni, adulții ar trebui să se angajeze. În situația în care nu-și găsesc loc de muncă, pot primi și ajutor de șomaj. Până acum, pentru fiecare cetățean ucrainean, erau 50 de lei pe zi pentru cazare și 20 de lei pe zi pentru mâncare. Un calcul simplu arată că asta însemna pentru cazare însemnau 300 de euro de persoană pe lună. Adică dacă aveai o familie de 3 ucraineni, mama, tata și un copil, aveai 900, încasai 900 de euro pe lună. Dacă aveau mai mulți copii, sigur că se înmulțeau 300 de euro cu câte persoane erau. Conform programului 50 plus 20, românii care sprijină în momentul de față refugiații ucraineni primesc 50 de lei pentru fiecare refugiat pe fiecare zi de cazare. La această sumă se adaugă încă 20 de lei pentru fiecare refugiat pentru fiecare zi. Astfel că posesorii români de apartamente care găzduiesc mai mulți ucraineni ajung să încaseze sume imense de bani. În cea mai mare parte, fondurile erau primite de România din partea Uniunii Europene, cu scopul ajutorării refugiaților. Doar că, potrivit guvernului român, sistemul actual ar fi dus la creșterea chiriilor. Decontarea cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite a fost văzută ca o sursă de venit atractivă pentru mulți proprietari de locuințe aflați în căutare de chiriaș, fapt ce a dus la scăderea sub aspectul ofertei și implicit la creșterea cuantumului chiriilor practicate pe piața liberă. Se arată nota de fundamentare a ordonanței de urgență care ar urma să modifice actualul cadru legislativ. Ordonanța nu face însă diferența între mărimea familiilor. Una e să fie o familie soț și soție, una e să fie o familie soț-soție și un copil și alta e să fie o familie cu soț-soție și 3 copii. Corect. Adică nu există această delimitare. Potrivit datelor ONU, în momentul de față, în România se află aproximativ 122.000 de refugiați ucraineni. Este unul dintre cele mai mari numere din Uniunea Europeană. Doar Marea Britanie, Italia, Polonia, Cehia, Bulgaria sau Spania au mai mulți refugiați ucraineni.